Asociația juriștilor creștini-democrați au făcut un apel public către instituțiile internaționale în legătură cu unele modificări ale legislației naționale, operate recent de majoritatea parlamentară. Printre acestea se înscriu modificările operate în codul audiovizualului, cumularea funcției de ministru cu cea de deputat și inițiativa de introducere a votului deputaților în Parlament prin corespondență. Introducerea votului deputaților în Parlament prin corespondență este un precedent grav, care poate afecta grav democrația în statul nostru. În felul acesta riscă să fie anulat însăși principiul fundamental al democrației reprezentative, când deputații ca reprezentanți legitimi aleși de popor în forul legislativ participă direct și nemijlocit la procesul de elaborare și adoptare a legislației în vigoare. Ministrul Justiției și deputatul din partea Alianței pentru Integrare Europeană, Alexandru Tănase, consideră că fiecare din modificările operate trebuie examinată minuțios pentru a constata dacă acestea corespund normelor europene în domeniu. Nu văd cum ar putea contraveni. De fapt, este vorba de trei situații diferite care au trei probleme absolut diferite. Votul la distanță, eu nu știu cum funcționează o asemenea procedură, trebuie de studiat dacă el există în altă parte și în ce măsură este aplicabil situația din Republica Moldova, deoarece o instituție poate funcționa foarte bine în Germania, dar să nu producă efectul care are nevoie aici la noi în Moldova. Exact aceeași situație referă și la restul actelor normative. Pentru a discuta dacă ele contravin sau nu ceva, trebuie văzut exact cărei prevederi și căror anume rigori ele contravin.